Calendarele sistemului solar se intitulează lucrarea semnată de George Dănică și prezentată la Centrul Cultural Pitești. Pasionat de numerologie, autorul a luat în discuție numeroasele calendare ale omenirii din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Primul calendar a fost calendarul lui Set. Set. Cinci degete. Avem 5 zile au fost pe săptămână. Nu e o zi de ordine. Calendarul cu 7 zile, cum spun evreii că l-au inventat, de fapt au venit cu el din Babilon. 5 planete s-au văzut cu ochiul liber în antichitate, 5 se văd și acum și la viitor tot 5. Nu, chiar că intrăm în zona protonică, tot 5 vom percepe, pentru că așa este poziția pusă în sistemul solar. Au mai luat luna, care era foarte aproape și o vedeau, și soarele. La șaptea zi s-a numit Sole, nu s-a numit Duminica, Domenica. Mulți din antichitate au văzut că Luna și Pământul și toate planetele cum s-au suprapus rotunde, sunt din prima eclipsă de Soare, când s-a suprapus Luna în fața Soarelui. O să găsim ulterior, dumneavoastră rugați mereu acest, în China. Iar în China era un calendar, chinezii ajunseseră la o perfecțiune, să folosești acest calendar numai la ei. Asta nu înseamnă că în toată China, pentru că în China sunt 56 de națiuni, asta e adevărul. Mai multe ca în America. Și calendarul chinez e un calendar sexagesimal, bine pus la punct, dar cam greoi. Probabil numai inițiații îl cunoști la ei să-l folosească. După convingerea, calendarul, chiar avem calendarul nostru în Arge și aici, făcut de George Rotaru, e un calendar academic. El a spus în fața acest lucru, am vrut să-l cunosc. O să-l găsim calendarul acesta cu mai mult, mai dați, cu 42 de zile în luna august. După ce că e așa de călduroasă, să fac acum o mică glumă, după ce că e prea călduroasă, o mai facem și mai călduroasă cu 42 de zile. Spune dumneavoastră că e un calendar perpetu. Calendarul trebuie să fie pentru o perioadă bine de timp definită. Putem matematic să alcătuim calendare pentru miliarde de ani, dar dacă el nu mai corespunde pentru cât a fost conceput, nu are sens. E matematică pură la un moment dat. El trebuie conceput pentru o perioadă de timp, așa o să răspund la calendarul care, desigur, unii bănuiesc că vrea să mă întrebază calendarul maiaș pe 31 decembrie 2012 ce se întâmplă. Acest calendar e făcut în raport de mișcarea astrelor și ei au văzut că în viitor, pentru zilele noastre, nu mai corespunde poziția în sistemul solar. Și atunci l-au calculat pentru cât era valabil acest calendar. Și eu am unele calendare concepute acolo, zic eu, să luăm de la săptămână, de la lună și an, de la an, foarte simplu. Calendarul cu 6 zile pe săptămână, nu e o noutate, el a mai fost inventat. Vă reamintesc, calendarul a fost săptămânal. Au fost și cu 8 zile, au fost și cu 10 zile, de unde și decada a rămas de la roman sau de la calendarul francez cu 10 zile pe săptămână, 3 săptămâni într-o lună, 30. Calendare cu 28 de zile, calendare cu 60 de zile, cum sunt calendarele chinezești. După convingerea mea și a dumneavoastră, bănuiesc, calendarul este bunul tuturor, precum sunt numele matematice. Vreau să stabilim ceva, sau data aceasta care a fost stabilită, după un calendar, după ore, după matematică, după numere, fără de ele nu se poate face nimic. Și care dintre ele îl considera cel mai corect pentru perioada noastră, epoca noastră? Trebuie de prezentat care... Există vreunul sau în opinia noastră ar trebui inventat un alt calendar? După convingerea mea ar trebui un alt calendar, acest calendar Săluan, care vine de la săptămână, de la Ludul, lună de la an, de lumire, și are câte 6 zile pe săptămână. Eu propun 4 zile lucrătoare, alergătoare, și 2 stătătoare. E foarte simplă ideea. Am pornit de la arborele cotite de la motorul cu arde interne. Așa, cu motorul, cu 4 pistoane care funcționează de dată și 2 care stau, totdeauna sunt în stand-by să intervine în timpul de repauză ca o repulsie să se pună în mișcare arborele. E mult mai bun, nu se pierde nicio zi. Nu, și nu cauzează și sărbătorile religioase.
George Dănică a emis și o teorie referitoare la anul 2012, atunci când unii prezicători spun că ar fi sfârșitul lumii. Numerologul este de părere că pe 21 decembrie 2012 sistemul nostru solar va trece printr-o centură fotonică, fenomen ce nu va însemna sfârșitul omenirii, ci o transformare la nivel energetic.